Domnul să binecuvinteze toată biserica Happy Valley. Ne bucurăm să auzim că ați fost și sunteți vizitați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să știți că lucrul acesta trebuie să se vadă și cred că se vede și la cina Domnului. Faptul că Domnul a cercetat prin Duhul Sfânt trebuie să se vadă, fraților și surori, între noi. Țin minte când eram copil și se făceau stăruințe. Mi-e așa de dor de vremurile acelea în care începea o cântare și nu mai putea să predice nimeni decât predica Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Începea un murmur în biserică, nu mai putea nimeni să slujească pentru că se cobora norul prezenței lui Dumnezeu în adunare. Mi-e așa de dor de zilele acelea, să știți. Din cântare se intra în rugăciune, din rugăciune iarăși în cântare, erau lacrimi, era tăcere de multe ori, era zguduire înaintea lui Dumnezeu. Și am dorit ca și aici Domnul să facă minunile acestea. Cele mai mari minuni din univers sunt acestea, când se coboară Duhul Sfânt pe pământ și mișcă inimile noastre, transformă Dumnezeu, reabilitează Dumnezeu, eliberează Dumnezeu, mărire Lui în vecii vecilor. S-a citit înaintea dumneavoastră, până noi am ajuns, din 1 Corinteni, din capitolul 11, și aș vrea să ne uităm la câteva caracteristici ale jertfei Domnului Iisus Hristos. Câteva caracteristici ale jertfei Domnului Iisus Hristos. Este cina Domnului, fraților și surori, și vreau să vă istorisesc o întâmplare pe care am auzit-o chiar de la un frate păstor. Era foarte, foarte necăjit, era ziua cinei Domnului. În biserica lui erau cazuri destul de grele și era foarte jos cu moralul. Așa de jos a ajuns încât s-a gândit să nu mai slujească în ziua respectivă la casa lui Dumnezeu. Avea cazuri în biserică de copii care au fugit de acasă. Părinții veneau și spuneau, rugați-vă, parcă cerul era închis și nimic nu se mai rezolva. Avea cazuri prag de divorț, familii în prag de divorț în biserica lui și era foarte supărat. Avea cazuri de cancer în biserică și spunea, eu nu le pot rezolva decât numai Dumnezeu din cer poate face minuni. Și în ziua cinei Domnului s-a dus la biserică, la casa Domnului, s-a pus foarte abătut pe prima bancă și se gândea pe cine să lase să slujească în locul lui, să conducă, să coordoneze slujba din ziua aceea. Mărturisea el că la un moment dat, lângă el, s-a așezat cineva. El nu s-a uitat la persoana care a venit lângă el, doar că acea persoană l-a împins un pic, l-a atins un pic, ca și cum făm loc. Și el s-a tras un pic mai încolo și se uita în scriptură, nici măcar nu s-a uitat la persoana care stătea lângă el. După câteva momente, a simțit din nou că persoana asta vrea să vină mai aproape și s-a dat mai încolo. Și-a mai durat câteva clipe și iarăși mai aproape. Și a zis, măi, ce-i cu omul ăsta? N-are loc, ce se întâmplă? Și când m-am uitat la el, mărturisea fratele păstor, am văzut un bărbat îmbrăcat în alb, tipul acela asiatic, o haină albă de sus până jos, vârstă undeva la 30 și ceva de ani. M-am uitat la el și am zis, tu cum ai intrat aici? Zice, s-a uitat la mine și mi-a spus, păi cum am intrat? Astăzi voi serbați, sărbătoriți, cina mea, că eu sunt Domnul. S-a uitat, cum? Tu ești, da, zice, e cina mea, e masa mea. Și s-a ridicat din locul unde era și s-a dus până în față unde erau Sfintele Taine, i-a mai făcut un semn și a zis, să știi că eu sunt aici prezent, și-a dispărut.
Fratele avusese o vedenie, o descoperire. Imediat ca electrizat, a sărit de pe scaun, a început să strige: fraților, l-ați văzut? Se uitau toți la el. Ce-i cu omul ăsta? Pe cine să vedem? Dar nu l-ați văzut? Era aici lângă... Cine era lângă tine, frate? Pe o fost Domnul și mi-a zis că e aici. În ziua aceea, mărturisea fratele păstor, s-a coborât în biserică norul prezenței lui Dumnezeu. N-a mai putut nimeni să predice, pentru că direct predica Duhul Sfânt, Marele Învățător, în fiecare inimă. Ce m-aș bucura să fie și în dimineața aceasta, realitatea asta în biserică, în Happy Valley. Doamne, lucrează Tu! Și știți ce mărturisea fratele? Ne-am bucurat, a fost o părtășie extraordinară, parcă nu ne mai puteam despărți. Dar ce a fost frumos, că în următoarea săptămână, cel care era prezent în mijlocul bisericii a început să lucreze. Bolile de cancer au început să se retragă. Copiii fugiți de acasă au început să vină înapoi și să-și ceară iertare de la părinți. Și Dumnezeu a dat mari biruințe poporului Său. Doamne, cercetează-ne și pe noi! Fraților și surorilor, timpul este acela care ne presează puțin, dar aș vrea să rămânem cu niște învățături bune de aici, din 1 Corinteni, capitolul 11, despre jertfa Domnului Iisus Hristos. E foarte important să înțelegem câteva lucruri, și anume, acolo la Golgota, pe cruce, era prezent și preotul, marele preot, și era prezentă și jertfa, și era și altarul acolo, era crucea. Acolo era prezent marele preot Iisus Hristos, marea jertfă Iisus Hristos, altarul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru aceasta, și anume crucea, și acolo s-a adus cea mai măreață jertfă din istoria universului acestuia. Ne uităm, fraților și surori, la Domnul Iisus Hristos. Ce rol adânc și bun și sfânt a avut El de mare preot pentru fiecare. Și stând înaintea elementelor acestora, se merită să rememorăm lucrurile acestea, măcar că le mai auzim. Rolul marelui preot sau rolul preotului era acela de reprezentant al omului înaintea lui Dumnezeu. El trebuia să fie un om sfânt, un om ales de Dumnezeu dintre oameni și pentru oameni, spune Cartea Evreilor. Și el venea înaintea lui Dumnezeu cu omul și avea rolul de mediator între om și Dumnezeu. Ispășire prin jertfă și mijlocire înaintea lui Dumnezeu pentru popor. Acesta era rolul preotului. Și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos îndeplinind acest rol înaintea lui Dumnezeu. Și El a fost, să știți, biruitorul, a biruit lumea, păcatul, pe diavolul, a biruit firea noastră, dacă vreți, o biruiește în continuare împreună cu noi, pentru că noi trebuie să fim împreună lucrători cu El. Dar uitați-vă la versetul 23 din textul citit, pentru că aici, cu precădere, cuvântul Domnului insistă asupra lucrării lui Hristos din perspectiva jertfei. Și poate că noi ne-am întrebat și ne întrebăm de multe ori, de ce la cina Domnului există pâinea aceasta și care e diferența între pâinea asta și altă pâine? Sau, mai aproape de problema care ne preocupă în dimineața asta, care e diferența dintre pâinea aceasta înainte de rugăciunea de consacrare și după rugăciunea de consacrare? Și aici trebuie să precizez un lucru, și anume că Biblia vorbește foarte mult în simboluri. Ce era un simbol în lumea antică? Și vă dau un exemplu practic și totodată plastic. Dacă existau doi prieteni și unul dintre ei pleca într-o călătorie,
mergeau și aveau o întâlnire specială și în întâlnirea asta specială luau un vas de lut, de obicei un vas de lut sau un artefact din lut, îl spărgeau și luau două bucăți care se potriveau. Dacă unul din ei pleca într-o țară îndepărtată și rămânea acolo mult, mult, multă vreme și poate peste 50, peste 100 de ani, urmașii celuilalt ajungeau în aceeași țară, ei nu uitau să ia partea aia care trebuia să potrivească cu cealaltă care a fost dusă departe. Băteau la ușa omului, bună ziua, am venit să mă ajuți. De ce? Cine ești? Nu te cunosc. Eu sunt fiul prietenului tatălui tău, prietenului cel mai bun al tatălui tău. De unde îmi demonstrezi tu asta? Uite de unde. Și scotea bucata de oală, de lut. Ei, când le puneau împreună astea două, se spunea syn, adică împreună, și balo, a arunca. Le aruncau, le lipeau, le puneau împreună. Și în momentul acela se exercita iarăși amintirea și prietenia care altădată a funcționat între părinți, între copii. Ei, cam asta înseamnă simbol. De ce vorbesc lucrul acesta? Pentru că aici, în versetul 23, ni se vorbește despre o pâine și Biblia vorbește despre cel puțin trei tipuri de pâine. Avem pâinea zilnică despre care noi ne rugăm în Tatăl nostru. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. E un tip de pâine. Dar mai este tipul doi de pâine, pâinea vieții. În Ioan, în capitolul 6, Domnul se uită la cei din jurul lui și le spune: eu sunt pâinea care s-a coborât din cer, eu sunt pâinea vieții. Și aici fac o paranteză. Fratele Lazar de la Borhanci, un om al lui Dumnezeu din zona Clujului, a fost la un moment dat la o seară de bucurie, era și cina Domnului undeva la Finișel, lângă Cluj. Și știți ce s-a întâmplat? Și spuneam la început, mi-e dor de vremuri de felul acela. Fratele Lazar a avut o vedenie, o descoperire din partea Domnului, spunea: fraților, mi-a arătat Domnul o pâine și pâinea asta respira. Zice, uite așa o vedeam cum respiră, ca și plămânii. Zice, asta e pâinea vie care s-a coborât în mijlocul nostru. Dar nu numai atât, s-a și simțit prezența lui Dumnezeu acolo la Finișel. Mărturiseau cei care au fost în seara respectivă la cina Domnului că la un moment dat au început o cântare, frații, și se auzea o trompetă. Aici e fanfara, cântă extraordinar. Dar s-a auz peste fanfară, măcar că cei din Finișel n-aveau instrumente atunci. Dar s-a auz peste sunetul lor, peste cântarea lor, un sunet ceresc, îngeresc. Asta s-a auzit acolo la Finișel și se uitau toți în stânga, în dreapta: cine cântă cu noi? Cine ne face vocea a doua cu instrumentul? Nu era nimeni în biserică, dar era prezent Hristos prin Duhul Sfânt. Și cântarea îngerilor s-a unit cu cântarea oamenilor și mărturiseau. Și asta nu mi-o pot explica, pentru că știți cum, pe Dumnezeu nu-L putem defini, nu-L putem explica. Îmi povestea fratele Presecan, bătrânul bisericii din Albini, de unde vin, din Cluj. Zice, frate, au fost oameni care au înregistrat cântările din seara aia și s-auzea trompeta pe înregistrare. Nu știu cum, nu vă pot explica, dar a fost acolo prezent Dumnezeu. Era pâinea vieții prezent în mijlocul bisericii lui. Și de aceea noi avem pâinea zilnică pe care o cerem de la Dumnezeu. Și acum o putem considera pâinea de aici o pâine zilnică, măcar că e un pic diferită, e azimă. Pâinea vieții e Iisus Hristos, care locuiește în mijlocul nostru și vine în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Dar mai există tipul 3 al pâinii, și anume pâinea sfințită sau consacrată. Și aici, după rugăciunea fraților,
Domnul ne face marele har, marele hatâr, marea favoare să vină și să consacre, să sfințească pâinea aceasta. Și uitați-vă câteva caracteristici pe care ni le aduce Pavel aici despre pâinea asta sfințită care este în mijlocul nostru și trebuie să stăm și să medităm la ceea ce Domnul ne transmite prin această pâine, prin simbol, simbol. 1. Pâinea de astăzi ne vorbește despre unitate. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, versetul 23, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat două pâini. Am citit bine? Nu. A luat o pâine, fraților. Și după cum pâinea este una, așa este una și trupul lui Hristos, așa este una și biserica. Și acum la cina Domnului gândește-te dacă ai cumva contra cuiva ceva, iartă-l în inima ta, în mintea ta. Dacă problema trebuie rezolvată între tine și el, du-te și rezolvă, că Dumnezeu o să-ți dea mari biruințe în lumea aceasta. Pentru că Domnul vrea ca în biserica lui să fie unitate. Doamne, ajută-ne! Apoi merge mai departe. Pâinea asta consacrată, sfințită, ne vorbește despre sursa mântuirii noastre. Versetul 24. Și după ce a mulțumit cui? Lui Dumnezeu. Cine a fost urzitorul mântuirii tale și a mele? Că a luat acolo cronicarul Bibliei și a folosit un cuvânt și Cornilescu l-a tradus cu urzitor. Urzitor, la ce se referă asta? Amintiți-vă cei care ați fost pe la țară, cum se făcea urzeala aceea la țesătură. Cine a pornit, cine a gândit în decretele lui, în mintea lui veșnică, în gândirea lui universală? Cine a semnat mântuirea și salvarea omului? Că omul era căzut în păcat, omul s-a rătăcit de la fața lui Dumnezeu. Cine? Uitați-vă, Domnul Iisus Hristos ia pâinea, pâinea este una, își ridică ochii spre Tatăl și zice: Tată, îți mulțumesc, îți mulțumesc. În sulul cărții este scris despre mine: vin să fac voia ta, Dumnezeule. Să nu credem pe cei care vin și ne spun că Dumnezeul Vechiului Testament e diferit de cel al Noului Testament, sau alții care vin și spun că Dumnezeu e cu mânia și cu dreptatea și cu rău și numai Hristos ne iubește. Asta nu e Evanghelie, fraților. Ăsta e citat din Evanghelia fără capitole și versete, cum spunea fratele Simionu. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine și nu le ținea în seamă păcatele lor. Lăudat să fie marele nostru Dumnezeu! Dumnezeu ne-a iubit, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui Fiu. Sursa mântuirii, a salvării noastre este Dumnezeu și Hristos îi mulțumește. Să nu uităm să-i mulțumim și noi lui Dumnezeu. Al treilea lucru, pâinea asta sfințită ne vorbește despre o identificare. Spune aici tot versetul 24: luați, mâncați, acesta este trupul meu. O identificare. Aici funcționează simbolul. Hristos Domnul se identifică și cu biserica lui. Și noi ne rugăm și spunem: Doamne, dă-i valoarea trupului tău. Asta ne rugăm. Și aici e vorba de o identificare, fraților și surori. Și apoi merge mai departe și uitați-vă mai adânc. Pâinea asta sfințită vorbește despre o substituire. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, în favoarea voastră, în locul vostru. Eu trebuia să mor, oameni buni. Eu trebuia să mă duc în adâncul adâncului. Eu trebuia să fiu lovit de Dumnezeu. Eu trebuia să fiu pedepsit cu chinurile iadului.
Și a venit Domnul Iisus Hristos în locul meu, pentru mine, fraților. Când Martin Luther a ajuns la convingerea asta citind Cartea Romanilor, n-a mai putut de bucurie, sărea din toate puterile lui și striga pentru mine, pentru mine, pentru mine, că nu mai putea de bucurie. Aici găsim nădejde și speranță, chiar noi sau voi, noi, că mă includ și pe mine, să nu creadă cineva că vorbesc de sus. Cei care am călcat de multe ori alături și am mers în lume și mă întreb de multe ori, Doamne, mai este pentru mine speranță, mai este iertare pentru mine, mai este grațiere pentru mine? Da, este! Lăudat să fie Domnul! Trupul lui Hristos a frânt pentru mine și în locul meu, în locul frângerii mele. Era anul 1495 și pe Savonarola, reformatorul de dinaintea reformei, l-au luat și l-au schingiuit și l-au chinuit și l-au pus să scrie. Toate descoperirile pe care le-am primit au fost de la diavolul, l-au chinuit rău, rău de tot. Tot ce am predicat până acum a fost de la mine și nu de la Dumnezeu și o trebuie să semneze și l-au apucat remușcările. Și urma să fie dus și ars pe rug în câteva zile și a stat în celula lui și și-a scris memoriile lui, ultimele lui memorii, unele erau stropite cu sângele lui. Și știți ce scrie meditații pe psalmul 51? A luat psalmii pocăinței, că trebuia și el să se pocăiască. Omul ăsta prin care Dumnezeu a zguduit Italia și Florența și Europa în vremea lui, un reformator de dinainte de reformă. Și scrie el în meditațiile lui așa: toate căpetenile iadului vin împotriva mea, că m-am lepădat de cel pe care l-am iubit. Vine căpetenia Cain și îmi zice: și tu ești ca mine, și tu ți-ai ucis frații, și tu ai mărturisit, și tu ți-ai ucis Mântuitorul, ești vinovat, ești vinovat, ești vinovat. Vine căpetenia Esau și îmi zice la fel: și tu pentru un blid de mâncare l-ai vândut pe mai marele tău, pe Mântuitorul tău, ești vinovat, ești vinovat, ești vinovat. Și la un moment dat, din adâncurile astea ale disperării, a venit peste el un susur blând și a cercetat inima și a scris așa: adâncul cheamă adâncul și adâncul înghite adâncul. Și explică: adâncul păcatelor mele cheamă adâncul milei și a harului lui Dumnezeu. Și adâncul harului înghite adâncul păcatelor mele, sunt mântuit. Și s-a dus cântând pe rug să fie ars. Problema păcatului o discutăm de fiecare dată când stăm înaintea Domnului, la Sfânta Masă. Și nu este un lucru simplu și un lucru ușor, să știți. La bătrânul bisericii noastre a sunat într-o zi un tânăr, era din Italia, au zis: așa-s de păcătos că nu mai am credință că Dumnezeu mă mai poate ierta. Și era sincer, nu făcea glume, era sincer. Fratele a stat la telefon, s-a rugat și a zis: Doamne, ce să-i transmit la omul acesta? Spune-i. Și i-a spus: dacă pui într-o balanță toate păcatele tale pe un taler și pe partea cealaltă pui sângele lui Hristos, ce are mai mare valoare și putere? Ce trage mai greu înaintea lui Dumnezeu? Păcatul tău sau sângele lui Iisus? Și copilul ăsta a început să strige în telefon: cred, 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 Iisus m-a iertat! În ziua aceasta să crezi că Iisus Hristos te iartă, te vindecă, te eliberează! Apropie-te de Sfânta Masă în care este trupul lui Hristos care s-a frânt în locul tău, sângele lui Hristos care s-a vărsat pentru noi, lăudat să fie sângele Domnului nostru. Sângele acesta vorbește despre suferință. A luat un pahar, a trebuit să fie stors strugurile ca să apară rodul viței acolo.
Sângele acesta vorbește despre legământ. Și uite că în 2023, faptul că Domnul botează și sigilează cu Duhul Sfânt înseamnă că și-a păstrat legământul pentru biserica de aici, a fraților. Lăudat să fie numele Lui și sângele Lui și legământul Lui cel veșnic. Sângele Lui vorbește despre comemorare, despre pomenirea Domnului. Și noi suntem atenți ca să facem lucrul acesta. Vreau să rămân la gândurile acestea și pe cei care n-au îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, îi îndemn să stea înaintea Domnului și să se roage că Dumnezeu îi poate vindeca. Povestea un frate din zona Deva, la ei s-a pocăit un om în urma unui vis, era tot invitat la biserică. Prietenii lui s-au pocăit, dar el nu venea. Și într-o noapte are un vis și în visul lui îl ia un înger și îl duce într-o cameră și erau acolo mai multe dosare. Le scotea îngerul în fața lui și le punea pe o masă și el vedea scris numele și era prietenul lui cu tare care s-a pocăit și o pată de sânge pe dosar. Alt dosar, altă pată de sânge, alt nume, alt dosar, altă pată de sânge, alt nume. Și la un moment dat, un dosar. Și peste o pată mare de sânge și se uită la înger. Uai, dar eu îl cunosc pe omul ăsta? Ce-o fi păcătuit așa de mult, măi, uite cât sânge o trebuit pentru el ca să fie iertat? Știți ce i-a răspuns îngerul? Vrei să știi răspunsul lui Dumnezeu? Da, vreau! Nu mai știu nimic, am uitat totul! Ăsta-i Dumnezeu care nu-ți mai aduce aminte de ceea ce ai făcut. Dumnezeu care te primește cu brațele deschise. Dumnezeu care te iartă, te spală, te reabilitează. Te vede ca și înainte. Te vede ca și Adam în grădina Edenului. În momentele când Dumnezeu mergea să se întâlnească cu el. Așa te vede. Te vede ca pe o porumbiță, ca pe o mireasă, ca pe o fecioară curată. Măcar că te-ai bălăcit în păcat în lumea asta. Astăzi este ziua în care poți să te întâlnești cu Domnul. Doamne, cercetează biserica și cu buretele dragostei tale din Golgota, cu sângele tău, spală toate păcatele noastre. Amin, amin.